Luni, în data de 8 iulie, se vor desfășura acțiuni de dezinsecție în localitățile Giroc și Chișoda. Dezinsecția cu pulverizare aeriană va începe de la ora 18.30, iar dezinsecția cu mijloace terestre va începe de la ora 22. Scopul acestor acțiuni este combaterea țânțarilor, a muștelor și a altor insecte dăunătoare. Produsele utilizate sunt autorizate de către Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide. De asemenea, apicultorii de pe raza comunei sunt rugați să ia măsuri le impuse în vederea protejării albinelor. În cazul condițiilor meteo nefavorabile, lucrările de dezinsecție se vor reprograma.